Mi-am făcut o comandă la Dior, de fapt o nouă comandă la Dior. Am fost inspirată de data aceasta de prietena mea, Cristina, care tocmai și-a comandat și ea și am zis de ce nu să-mi fac și eu un cadou. Și vreau să vă zic că am primit această cutie foarte, foarte frumoasă în cutia lor specială. Nu am deschis-o, deci o să o deschid cu voi odată. Sunt foarte curioasă să văd ce am primit. De fapt, știu ce am comandat, dar vă dați seama că entuziasmul este altul în momentul în care și primești această cutie. Îmi place foarte mult, ce să zic, aș dori de acum încolo să primesc numai cutii de la Dior și Chanel, dar mă rog, foarte drăguț. Sunt superbe. Uitați-vă cum este pregătită această cutie, deci vă dați seama. Și arde nerăbdare să văd exact ce avem în această cutie. Vă dați seama că cutia nu o să o arunc, pentru că îmi place maxim cum arată. Și haideți să vedem cum arată această cutie, care vine foarte, foarte frumos ambalată. Eu aleg tot timpul cutiile acestea, îmi plac foarte mult cum arată și cum sunt, să zicem așa, ambalate, da? Foarte, foarte drăguță această cutie. Și haideți să deschidem totuși cutia, să nu ne mai fuțim atâta, că n-are sens. Și evident că o să păstrez tot, inclusiv această cutie și o să refolosesc, adică o să fie reciclată, în sensul că o să mai pun produse în ea și o să le țin așa. Și vedeți că vine ambalată, da, foarte frumos și are acest plasture sau etichetă lipită, care evident nu poate fi dezlipită decât dacă rupi cutia, efectiv. Așa că o să rup și eu cutia, că nu avem ce să facem. Și haideți să vedem produsele. Ele vin ambalate, avem și niște hârtie din aceasta amărunțită pe aici, ca să se mențină foarte bine în timpul transportului. Și avem și produsele comandate. Produsele comandate sunt acestea. Vă reamintesc că dacă comandați suplimentar, mă rog, dacă comandați nu neapărat suplimentar, peste o anumită valoare, primiți sample-ul. Primiți sample-ul și dacă comandați orice produs, însă dacă comandați peste o anumită valoare, primiți mai multe sample-uri. Nici nu știu ce să deschid prima dată, sample-urile sau să deschid produsele. Haideți să începem să deschidem produsele, să vedem cum avem, ce avem. Avem aici fondul de ten Forever Skin Glow, pe care, sincer, l-am tot încercat de câteva luni, tot îl încerc, am avut foarte multe sample-uri. Și m-am hotărât să mi-l cumpăr, da? Spun ei că hidratează perfect, are și un SPF de 20, este concentrat și cu siguranță este un fond de ten care oferă așa un glow al pielii. Avem aici un produs de 30 de mililitri. Și haideți să vedem cum arată, să nu mai stăm așa pe gânduri. Eu mi-am luat ca și număr Neutral 2, Neutral Glow. De fapt, este cel pe care l-am testat. Am zis să nu greșesc și să comand altceva. Și, ta-na-na-na, da, ce avem aici? Pur și simplu acest fond de ten care vine foarte frumos ambalat. Cu acest ambalaj foarte frumos. Îmi place foarte mult nuanța. Mi se potrivește tenului meu, deci este exact ceea ce am eu nevoie. Și haideți să-l și deschid, să vă arăt cum arată. Uitați-vă cum arată și pompița. Da, îmi place foarte mult cum arată și este exact. Nu e nici închis, nici deschis. Deci este tocmai potrivit pentru tenul meu și abia aștept să-l folosesc. Bun, apoi al doilea produs. Al doilea produs, haideți să vedem și al doilea produs. Este un nou ruj de la Dior Addict și de data aceasta mai am unul. Practic, acesta ar fi al doilea ruj de la Dior și mai am încă unul. Iar eu, ca și număr, am selectat B Dior, numărul 976. Am încercat să-l testez la Sephora, dar nu l-am găsit la ei. Așa că sunt foarte curioasă dacă am nimerit cumva culoarea și dacă este exact culoarea care trebuie. Acestea vin cam toate la fel, au același ambalaj, dar mie îmi place foarte mult acest ambalaj, mi se pare un ambalaj de colecție, așa cum sunt făcute rujurile acestea și haideți să vedem cum arată nuanța.
Ce tare! Da, așa este. Este un ciclam, nu este spre roz, este mai degrabă un ciclam și mi se pare că este un pic cu sclipici, așa are niște particule sclipicioase. Sunt foarte curioasă dacă așa este sau mi se pare mie, am eu niște feeling-uri din astea cu sclipici. Aș vrea să-l încerc acum pentru că m-am făcut curioasă. Deci cam așa arată produsul, rujul, da? Vedeți că are capacul acesta pentru că nu este neapărat refil. Acum nu știu dacă poate fi folosit și pentru celelalte rujuri care au capacul customizat. Probabil că da. Și deci numărul este BDOR 976 și este un ciclam. Și acum sunt curioasă să-mi și dau pe buze să vedem cum este și vă spun imediat. Deci el ca și nuanță este un ciclam. Dau seama dacă... Da. Ce aș putea să zic pentru că l-am testat? Probabil că ați văzut așa o pauză, n-am mai vorbit pentru că îmi dădeam cu ruj. Ideea este că rujul acesta este foarte cremos, se simte foarte bine și are un parfum de fructe. Are o textură foarte ușoară, nu este un ruj uscat, este mai degrabă sau mat, da? Are o textură din aceasta cremoasă, alunecă foarte bine. N-aș putea să spun că este super, super pigmentat în comparație cu alte rujuri. Însă este foarte plăcut. Are ceva particule strălucitoare, dar nu foarte intense. Da? Nu foarte, foarte intense, însă este foarte plăcut. E un ruj din acesta shiny, să zic așa, cam așa îl văd eu. Cremos, lucios, foarte lucios rujul și chiar nu am o variantă de genul acesta, așa că mă bucur că mi l-am luat și mergem mai departe să vedem ce mai avem. Deci așteptam foarte mult acest pachet. Și aici avem, bineînțeles, pauciu cu produse din acestea cu sample-uri pe care le-am primit de la ei pentru că am comandat. Ideea este că la orice comandă nu trebuie să aveți promoții sau, nu știu, anumite perioade ale anului, așa cum se întâmplă la Sephora, să mai primiți ceva suplimentar. Pur și simplu faceți comandă la ei și primiți la orice comandă sample-uri. Bineînțeles că dacă comanda depășește o anumită valoare, evident că numărul de sample-uri crește, da? Și haideți să vedeți ce am ales eu. Și eu sunt curioasă dacă am primit ceva suplimentar sau este exact ceea ce mă așteptam eu să fie. Data trecută când am făcut comandă, nu știu de ce, am primit mai multe sample-uri și acum sunt sample-urile pe care le știam oricum, deci nu e ceva suplimentar. Și haideți să vă arăt ce am primit. Și am primit această cremă Capciur Total de la Dior pe care o să și folosesc, am mai folosit-o și anume este Intensive Essence Lotion, da? Nu avem decât 3 ml, dar abia aștept să o folosesc. O soluție de față, evident, de la acest serum și care îmi place foarte, foarte mult. Apoi mai avem aici, ce mai avem? Dau seama ce număr are. Da, avem Forever Skin Glow, tot așa fondul de ten. De data aceasta am numărul 2,5N Neutral. Da, așa arată, așa că se poate vedea. 2,7 ml. Deci aceste sample-uri sunt gratis, nu am plătit nimic și bineînțeles că este destul de puțin. Acesta este foarte bun de luat în vacanță, să zic așa. Acestea sunt foarte, foarte bune pentru vacanță sau de ce nu să le și folosești așa.
Apoi, ce credeți? Avem aici, vai, ce drăguț, ce drăguț! Super, super, super! Deci, da. Aici avem un parfum pentru bărbații, ce credeți? 10 ml, Dior Homme. Deci vreau să vă zic că soțul meu o să fie super încântat când o să primească acest parfum. Este superb, este superb. Și mă bucur că am ales și un parfum pentru el. O să fie răsfățat când o să vadă că va primi acest parfum de la Dior. Bineînțeles că nu e foarte multă cantitate, dar e suficient cât să-ți faci așa o idee. Deci avem aici un sample de 10 ml și vă reamintesc că aceste sample-uri sunt foarte scumpe, mai ales dacă sunt la branduri din acestea high-end sau de la designer. Deci, în general, un sample de la un designer la Kylie, un sample de 10 ml costă 150 de lei. Vă dați seama că la Dior este mult mai mult pentru că parfumurile lor sunt mult mai scumpe. Așa că eu mă gândesc că ar fi în jur de 200 de lei acest sample de 10 ml pe care eu l-am primit gratis. De fapt, motivul pentru care am făcut comandă este să îi ofer și acest cadou soțului meu pentru că să fie ziua lui și am zis că o să-i fac și o surpriză. Așa că o să se bucure foarte, foarte tare, da? Bun. Apoi, pentru mine, o să... Da, sunt și eu curioasă să vedem cum miroase acest parfum, dacă într-adevăr miroase bine, pentru că chiar, uite că am deschis parfumul și nu n-am mirosit și eu să văd cum miroase acest parfum. Nici măcar din curiozitate, să zic așa, vai, ce drăguț este. Da, deci super, miroase super, super acesta, deci este demențial. Da, deci super, super miroase acest parfum de la Dior. Da, îmi place foarte, foarte mult și mă bucur că am reușit să fac această comandă. Bun, apoi pentru mine, mi-am ales acest parfum din colecția privată. Colecție privată pe care nu o regăsim decât la buticurile sau magazinele Christian Dior. Da, nu știu dacă se vede focusul, că mi se pare că avem o problemă cu focusul. Nu vrea să se ia. Haide, te rog, cu focus. Da, Eden Rock. Și aceasta este colecția privată. Bineînțeles că este un mini de 10 ml. Uitați-vă cât este de drăguț acest mini. Foarte, foarte frumos este. Și aș vrea să... mi se pare că acesta are 7,5 ml. Este un pic mai mic decât celălalt, din câte mi-aduc aminte. Da, așa este. Are 7,5. Am mai primit odată la ei. Da, miroase foarte frumos. E un pic uleios. Ce frumos miroase. Este un parfum floral acesta. Dar miroase superb. Miroase superb. Da, mi-aș dori să am toată colecția de la Christian Dior. Chiar și varianta mini nu mă deranjează. Deci este pe wishlist să am toată colecția privată de la Christian Dior. Sunt 10 parfumele mini size. Vai, ce frumos miroase și acesta. Foarte, foarte plăcut, așa, da? Deci uitați-vă cum este. Super, super, super. Bineînțeles că vine într-un ambalaj de hârtie, nu este un ambalaj. Da, eu o să mai uit un pic, deci acestea au fost, să văd dacă mai e ceva printre aceste frunzulițe, nu mai este nimic, deci este doar hârtie. Pentru că data trecută, pe lângă ceea ce am comandat, am primit și o cremă. Probabil că, da, asta este, nu contează, eu sunt super încântată, nu mai avem nimic primit. Deci, practic, avem așa, la un ruj Dior care
E foarte frumos. Varianta B Dior 976 și la un fond de ten Forever Skin Glow am primit bonus un parfum de la Dior pentru bărbați, Dior Homme. Apoi am primit și acest sample de 3 ml pe care după ce o să filmez o să și-l folosesc pentru că îmi place foarte mult și abia aștept să-l folosesc. Nu mai am nimic de la Dior și apoi avem și acest Forever Skin Glow care îmi place tot așa. Și încă un parfum pentru mine care miroase foarte bine. Da, cam acestea au fost produsele. Toate vin în acest săculeț foarte drăguț, care este foarte bun în general pentru parfumuri. Dacă vreți să vă țineți parfumurile, da, mi se pare foarte bun acest săculeț. Cutia, evident, că ea va fi refolosită, în sensul că voi pune diverse produse în această cutie. Deocamdată nu o arunc pentru că îmi place foarte, foarte mult și cutia. Vreau să vă spun așa, comanda la Dior durează o săptămână, vine cu DHL-ul. Nu sunt probleme cu privire la livrare. Veți fi anunțați pe e-mail când urmează să se livreze. Și din experiența mea, mie mi s-a livrat mai devreme cu o zi față de timpul estimat, în sensul că timpul estimat a fost miercuri, adică mâine. Și am primit-o astăzi, mai devreme cu o zi decât era estimat. Nu mă deranjează pentru că am putut să o primesc, însă vreau să vă spun că produsele sunt livrate la timp și de obicei durează cam o săptămână livrarea. Livrarea vine din Paris, din Franța, adică sunt produse din Franța și sunt livrate din Franța și efectiv, dacă vă uitați pe tracking, veți vedea tot parcursul pachetului și de unde a plecat și unde a ajuns. Este foarte, foarte interesant și mă bucur că astăzi, în ziua de astăzi, avem posibilitatea de a comanda online și să ne bucurăm de produse fără a mai călători în țara respectivă să ne luăm produsele respective. Și acesta este un efect al globalizării, să zic așa, în care produsele se găsesc în toată lumea. Da, este foarte, foarte interesant. Mă bucur foarte tare și sunt super, super happy de această comandă și abia aștept să folosesc produsele. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Dacă sunteți curioși să vedeți ce comandă am mai făcut la Dior, pentru că am mai făcut în urmă cu 2 luni, cred că, o să vă las un link să vedeți comanda la Dior pe care am făcut-o în urmă cu ceva timp. Să vedeți și voi ce am comandat eu. Vă doresc alegeri inspirate și vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. Dacă vreți să știți ce am mai comandat la Dior de la Sephora, o să vă dau un link și cu produsele pe care le-am comandat de la Sephora. Nu știu, să vă uitați, poate e ceva ce vă inspiră. Atunci când am comandat eu aveau și o ofertă. Bine, nu se compară cu oferta de la Christian Dior. Singurul lucru care mi se pare mie un pic așa. Eu nu urmăresc de foarte mult timp site-ul lor, însă ce am observat că de obicei sunt cam aceleași sample-uri. Adică dacă tu faci mai multe comenzi, ar putea să primești cam aceleași produse și nu le schimbă foarte des. Asta ar putea să fie un pic așa deranjant, pentru că la un moment dat ai prea multe sample-uri de același fel, însă eu n-am ajuns încă să fac multe comenzi astfel încât să mă plâng de acest lucru. Chiar mi-aș dori să reprezinte o problemă aceasta, însă n-am ajuns încă la nivelul acela. Însă mă bucur foarte, foarte tare de această comandă și chiar este surpriza zilei și, ca să zic așa, mi-a schimbat un pic tonul zilei și starea zilei. Vă doresc alegeri inspirate! Și dacă vă place acest clip, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe.